Salutare, bine ați venit la Teromânia, eu sunt Alex și astăzi jucăm Warcraft 3 Rebirth, Chapter 4, The Cult of the Damned. Încep direct cu capitolul 4, doar ca să vă arăt, eu am jucat un pic să văd cum merge și dăm direct click, uitați, grafica este schimbată, arată un pic ca Reforged, dar eu zic că diferă foarte mult. De exemplu, modelul Jaina este cel din Heroes of the Storm. Și a lui Arthas totuși este schimbat. Se aseamănă foarte mult cu versiunea din Warcraft 3 Classic. O să joc misiunea asta și o să vă arăt cum arată jocul, cum e grafica și dacă vreți, am mai spus, o să fac un tutorial poate, dacă vreți. Dacă nu, mi-a scris cineva, dar e doar o persoană. Nu știu dacă se merită pentru o singură persoană să fac tutorial pentru acest mod. Dar uitați-vă la ce se aduc aici pe... Adică grafica arată chiar foarte, foarte bine. Pentru cei care nu au Warcraft Reforged, acest mod este... Hai, du-te aici. Ia noi să mergem să dăm un control 1. Nu atacăm, dar e de fapt dăm un heal la asta. De ce nu? Nu, tu vine încoace. O, cu dincolo. Da, mi se părea mai greu. Nu știu ce, aveam impresia că e mult mai mai dificil. Mai facem aici o fermă și încă doi la copaci. Bă, deci totul e dat update, adică e un mod foarte, foarte tare, după părerea mea. Ia să atacăm și aici. Asta să-l pun. Atac aici. Nu, vino încoace, vino încoace, vino încoace. BF. Așa. Ia să mai facem unul aici.
Să facem și... și ăsta... mai trebuie la gold. Ok, dăm heal la ăsta. Asta e misiunea aia când îl întâlnim pe Kel'Thuzar. Cred că și omorâm pe Kel'Thuzar. Nu mai știu. Hai că asta am... facem și pe asta. Deci, da, arată foarte bine. Chiar vă recomand să-l jucați și să-l instalați, că nu, e chiar foarte ușor de instalat. Se iau și food menu-ul ăsta. Mai fac aici încă una și dau un upgrade la... Mergem aici. Țin minte când jucam Warcraft 3 când eram mic. Era... Hai că facem și un turn în cazul în care vine cineva, dar nu cred. Ia să mergem noi încolo. Uite, unele chestii noi, de exemplu, de asta nu-i dată upgrade. În schimb, clădirile și... de nici grain house. I am Kel'Thuzar, and I've come to deliver a warning. Leave well enough alone. Your curiosity will be the death of you. Are you responsible for this plague, Necromancer? Is this cult your doing? Yes, I ordered the Cult of the Damned. Aici vorbim despre Cult of the Damned și cum Kel'Thuzar a împrăștiat grânile infectate. I serve the Dreadlord. Cleanse this land and establish a paradise of eternal darkness. And what exactly is this scourge meant to cleanse? Why, the living, of course. This plan is already in motion. Seek him out at Strathorn if you need further proof. Era una... investigate Underhall. Hai că alegem... Bă, pune și casele astea, cât de tare, adică e genial modul. Dăm și un upgrade. Treci tu la copaci. Shipments have already been sent out. Or too late. This entire city must be purged. For honor. For my father, the king. A foul knave. The light is my strength. For my father, the king. Aici câte... Justice has come. Stai un pic să le păcălesc. Și chemăm unde asta. Și merge asta înainte. Și așa atacăm cu asta. Ok, următorul. Aș putea, da... Dar cred că îi dau heal lui. Acum nu-i mai dau lui ăsta ca să-l... Ăștia nu știu de ce n-au venit, dar... ok. Hai că alegem heal-ul.
Ce grea mi se părea misiunea asta când eram copil. Toate misiunile cred că ți se par foarte grele. Așa, și acum pe Kel'Thuzar. Da, adică... Naive fool, my death will make little difference in the long run. For now, the scourging of this land. Și aici se termină clipul de Warcraft 3. Eu sper că o să-l instalați și voi și sper că v-a plăcut. Până data viitoare, salut!